Salutare, bă, fraților, și bine v-am regăsit aici la un nou episod. De data aceasta, după cum ați văzut, astăzi ne jucăm Minecraft, după cum vedeți aici. După foarte, foarte mult timp am revenit și eu aici pe acest joc. Am înțeles că s-au schimbat foarte, foarte multe chestii. Puteți să lăsați în secțiunea de comentarii multe chestii noi, dacă știți. Astăzi am revenit cu o nouă serie numită Minecraft Survival. Dacă vreți să ne continuăm cu această serie, hai să facem 200 de like-uri dacă se poate. Bă, n-am mai jucat Minecraft de foarte, foarte, foarte mult timp. Cred că de vreo câteva luni, dacă nu mă știu, jumătate de an. Și am înțeles că s-au adăugat foarte, foarte multe chestii, update nou și multe, multe altele. Nu prea știu și nu prea mai înțeleg, adică nu știu update-ul, dacă știți anumite chestii noi pe care, nu știu, au fost adăugate, puteți să lăsați în secțiunea de comentarii, vă rog din suflet și dacă nu le știți, dacă le știți pe toate, o să vă fixez comentariul și nu știu, o să văd eu acolo ce fac. Astăzi o să începem o nouă serie numită Minecraft Survival. Sper că o să fie apreciată această serie și că, nu știu, o să dureze cât mai mult. N-am mai filmat de foarte mult timp Minecraft, nu m-am mai jucat de foarte mult timp Minecraft. Nu o să stăm aici pentru început, o să vreau să explorez. Mi-am luat aici niște lemn ca să am la mine. Nu știu cum e mapa, abia am intrat. Și fraților, dați acolo un share dacă vreți să mai facem și vă mulțumesc pentru 150 de like-uri la episodul anterior în care nu mă așteptam să mai strâng atâtea like-uri după foarte mult timp în care am mai postat. Dar în fine, vă mulțumesc extrem de mult pentru această susținere. Hai să, nu știu, hai să stăm aici în grota asta momentan, pentru că, na, nu știu unde aș putea să mă duc acum. Vreau să fac rost de niște resurse, așa că o să vreau să-mi craftez un crafting table, evident, ca de început. Băi, fraților, m-am gândit să postez Minecraft, că mi-a venit așa un chef deodată de Minecraft Survival, vanilla, fraților, vanilla, fără absolut nimic. Și am zis că de ce nu să și filmez în același timp. Sper că se aude destul de ok jocul pentru că am pus pe fundal o muzică din Minecraft. Sper să nu se întâmple ceva cu copyright și căcaturi de genul. Dar oricum nu scot bani așa că nu prea îmi pasă. Bă, fraților, nu știu cât de mult o să postez. Nu știu cât de activ o să fiu pe YouTube. Dar încerc să postez măcar o dată la 2-3 zile, cam așa. Și dacă vă susținere o să mai postez și din această serie. Aveți și Instagramul meu descriere dacă nu o să-l uiți să-l pun ca, ca în episodul anterior n-am uitat să-l pun. Dar nu mai contează. Instagramul meu este laurențiuliuțajos32 dacă nu știați, ca să nu mai fie vreo problemă sau ceva. Hai să luăm acest căul pentru că am nevoie de căul pentru început, să fac torțe pentru că, na, puii mei, o să vină tunericul și o să avem nevoie de torțe. Așa, hai să luăm și pe ăla de acolo. O să încerc să fac mai multe episoade cu această serie și o să încerc să mă țin pentru că mereu am început serii de survival și nu m-am ținut de ele și n-am făcut absolut nimic. Așa o să mă joc singur și poate o să mă țin, I don't know. Nu o să stăm aici, evident, dar vreau să-mi fac niște torțe și să cobor acolo să văd ce este. Ok, deci văd că s-a adăugat campfire. Ok, super nice. De câte am înțeles, poți să prăjești carne pe el. Asta am înțeles de la cineva. Ok, deci absolut nimic aici, în fine. Hai să ne luăm crafting table și să mergem mai departe, pentru că... întâi o să vreau să-mi fac un topor. Pentru că vreau să mai tai niște lemn pe parcursul timp, nu știu, aventurii sau căutăm un loc de casă mai fain și lucruri faine. Uite ce mai este o grotă. Ia să ne uităm, poate găsim iron ceva. Ok, coal. Ia să dăm mai jos, ok, deci e mai jos. Ok, și... cred că de aici urcă. Nu, coboară. Ok, coboară. Încă ceva căul. Hai să luăm și căul ăsta. O să iau tot căulul pe care îl văd pentru că este foarte, foarte bun. Bă, fraților, puteți să lăsați în secțiunea de comentarii părerea voastră despre această serie sau dacă vreți într-adevăr. Hai să strângem 200 de like-uri, fraților, știu că se poate. Am mai strâns și mai mult de atât, așa că știu că se poate, fraților. Vreau să văd acolo susținere pentru episodul ăsta, pentru că mulți dintre voi cred că și-au dorit să mai postez Minecraft. Deci, credeți-mă că n-am mai jucat Minecraft vreo 4 luni, cam ceva de genul 4-5 luni. Și m-am spus, s-au adăugat multe chestii și, na, nu prea le știu. Hai să luăm și torțele, pentru că oricum numai eu să intrăm aici. Că n-am pentru ce să mai intru aici. Știu cum este niște căl mai în față aici și le iau și pe ăla. Așa, uite ăsta. O să ne fie de folos pentru a topi fier sau, nu știu, pe viitor o să ne fie de folos acest căl. O să ne jucăm, poate o să facem și live stream-uri, nu știu când o să revin cu live-urile, dar cred că cel mai probabil în vacanța de vară. Din câte știu, mulți dintre voi termina săptămâna asta, dar eu mai am încă una și după asta trei de practică. Dar nu contează, asta e. O să postez, deci v-am spus, sper să postez o dată la 2-3 zile, dacă e ok,
Na, o să mai continuăm și cu stand-off-ul, că am văzut că vă place, adică, pui mei, am strâns 150 de like-uri, nu mă așteptam să strâng în jur de 150 de like-uri și, na, vă mulțumesc că e enorm și dacă sunteți noi, uitați, vă abonați să faceți noi 6100, vă mulțumesc pentru 6000 de abonați, frate, sunteți cei mai tari și hai cu 7000, Doamne ajută. Așa, hai să luăm și torta asta pentru că e inutil aici. Și hai să mergem mai departe. Cât căul avem? Avem 39 de bucăți. Hai să mergem mai departe. Nu știu mapa, de nou, nu știu cum e. Sper să fie o mapă destul de ok și să fie, nu știu, plană. Hai să mergem pe acolo. Aici e râu, așa e? Ok, o să mă arunc direct în el pentru că, na, nu vreau să... Da, hai că m-am aruncat și eu dacă e. O să avem nevoie și de mâncare, cât de curând, pentru că da. Dar mai mergem pe aici, mai vedem ce mai este pe aici. Uite, o oaie, hai să o omorâm. O să omor cu ăsta pentru că n-am nevoie de el. Așa, PvP-ul meu este foarte ok. Floricele, în fine, hai să mai căutăm pe aici. Un loc de casă bun, adică, na, nu știu, și resurse, n-aș vrea să mă instalez într-un loc direct, așa. What the fuck, cum să stai aici? Hai, vină încoace, mă, găină. Se au și asta. Așa. Iau tot ce prind acum ca să am mâncare, că nu o să fie să fac un loc de casă al meu, adică, nu știu, zic și eu. Hai să omorâm și acești porci, pentru că oricum n-am cum să-i iau după mine, că n-am absolut nimic. Vine după mine, așa, uite, mai este unul acolo. Bă, fraților, dacă mai încurc, îmi pare rău, dar na, m-am cam dezobișnuit de a filma și a edita și chestii de genul, dar o să-mi revin eu pe parcurs. Și vă mulțumesc că încă sunteți activi pe canal, sunteți cei mei tăi, fraților, și da. Uite aici un loc destul de frumușel, dar nu o să stăm aici. Oh, încă o oaie. Abia ne facem și pad dacă e. Așa. Frumos. Facem roșii de mâncare. Facem și pat frumos. Foarte mulți copaci aici, văd. Problema e că nu prea mai am... o să rămân fără mâncare la un moment dat. Dar nu e problemă. Hai să mai vedem ce mai este pe aici. Uite, încă un porc. Îi prăjesc, fac repede un cuptor și îi prăjesc. Dacă un campfire. Cred că o să fac un campfire că e mai ușor. I don't know. Zic și eu. Așa. Dacă te-am înțeles, trebuie doar câte 4 poți să pui, 4 bucăți trebuie să pui ca să, gen, da, nu merge mai mult. Nu-i ca și cum pui în fornal un steak și prăjește un steak. Vine noaptea. Mai găsesc oare o oaie să fac și un pat? Ce zici? Oare mai găsesc? Ia să vedem pe aici. Ceva animale pe aici? Nope. Hai să mergem în continuare. Poate dăm și de un sat ceva, ca ar fi chiar ok dacă aș da de un sat, pentru că, uite, 300 de zahăr, o să o iau pentru că mă ajută. O să-mi fie de folos mai târziu. Așa. Frumos. Mi l-a dat, mă? Ok, mi l-a dat. Am crezut că nu mi l-a dat. Fiind mapa de survival, normal că mai sunt câteodată, nu știu, friend drop-uri. Uite, o găină aici, fiind la tatancoa. Așa. Uite, alta. Le iau pentru că o să-mi fie de folos, v-am spus. O să mă instalez undeva provizoriu, să... Uite și o vacă. O să mă instalez undeva să-mi prăjesc carne. Și să trec marmii peste noapte. Bă, da, mai trebuie un de asta, o lână, o shit, nu mai pot să mai fac? Bă, da, mai pot. O găi, un oaie, te rog frumos. Și ăsta, a, schelet, pe bune. Oh, shit. Mamă. Pe bune și nici nu pot să fug. Shit. Sper să nu tragă după mine scheleții, pentru că sunt foarte buni. Zombie. Mamă, câți zombie aici, lol. Nu mai vine după mine? Ok, nu mai vine. Trebuie să mă duc undeva sus neapărat să-mi vrăjesc mâncare, că o cam merilez dacă mă prinde. Bă, dar nici o oaie, bă, frate. Mai trebuie o singură oaie. Nu cred că pot să fac dacă e din altă lână. Dar na. Hai să mergem pe munte să ne punem acolo repede un campfire ceva. Și să ne facem. Mamă, cât zombie aici, frate! Pe bune și creeper, lol. Aoleu, m-a văzut. Nu, 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 nu. Trebuie să mă grăbesc. Trebuie să mă grăbesc, că dacă mă prinde, explodează lângă mine și ia o grămadă de viață. Nu mă opresc, nu mă opresc. Încă un zombie, pe bune! Ok. Schelete. Mai dacă mă opresc aici. Ok, normal că vine după mine. Mamă, 3 zombi acolo. Vă pun repede ăsta aici. Trebuie să mă bag cu ăsta, că n-am ce să-i fac. Ok.
Așa, mamă, câte hituri trebuie să-i dau. Punem o torță aici ca să fie treabă. Și acum repede un campfire. Cum se face campfire-ul? Ce-mi trebuie? Ok, mai trebuie un băț. Campfire. Și trebuie parcă să punem așa. Ok, e bun așa. Să trebuie să-mi fac și o sabie rapid până nu vine ăla la mine. Oh, shit. Mamă, era cât pe ce să mă lovească. Hai mă, stai acolo. Acum așteptăm să treacă noaptea și să prăjesc și eu mâncare ca să mănânc, ca să-mi regenerez hungry-ul. Ce fain e făcut ăsta. Ok, deci chiar e de folos acest campfire. Și e folositor acest update. Încă unul, bă, fraților, duceți-mă de aici, lăsați-mă în pace să-mi trăiesc și o viață liniștit. Ok, aparent s-a făcut. Bun, să mănânc că nu pot să o duc așa. Mai punem la prăjit și mâncăm. Pii de porc o să-mi dea foarte multă saturație. Lăsăm momentan în atac, că n-avem nevoie. Așa. Și acum așteptăm să treacă noaptea și să prăjesc toată mâncarea. Încă unul, pe bune. Hai, mă. Câți mai sunteți? Bă, cât de fain se vede asta aici, lol. Ok, deci durează un pic. Nu știu, nu o să stau aici, dar o să trecem peste noaptea aici, pentru că n-am ce să fac, n-am altă opțiune. O să pun și asta de... Nu, o să pun asta de pui, pentru că e cea mai bună. Punem și de pui. Ok, deci merge să punem diferit, nu contează. Și avem și mâncare frumos. Uite, mama aici. Ia stai să încerc să văd dacă pot să fac pat. Nu cred că merge, nu? Ia. Da, nu merge. Pentru că nu e de aceeași culoare. Mă așteptam la asta, sincer să fiu. Avem și mâncare, e destul de fain. Hai că am apăsat și unde, aici unde trebuia. Băi, fraților, cam asta a fost și primul episod. Eu sper că v-a plăcut. Apăsați butonul acolo să strângem cât mai multe like-uri. Și dacă facem 200 de like-uri, o să postăm cât de curând următorul episod. Și nu uitați că aveți Instagram-ul în descriere, Laurențiu-jos32. Eu vă mulțumesc de vizualizare și noi ne revenim data viitoare. Ceau, bă, fraților, pa, pa!